Bună, sunt Mia. Astăzi chiar a fost o zi foarte încărcată. Foarte încărcată. După partii, întotdeauna așa este. Deci, cu cine să începem? Cu Mihai. După ce a vorbit foarte urât despre Hatice și nu doar cu ea. A vorbit și de misiune și cu Robert. Acum, când a văzut că a dansat la partii cu Roberto, a fost gelos. De ce, de ce e gelos? Adică nici eu nu te vreau, nici la altul nu te dau, cum zice gândecul, nu? Păi gata, a zis, nu vrea așa ceva, lasă-l pe Roberto, că el vrea să se distreze, bineînțeles, că nu o să o ia de nevastă Roberto, dar în casă e bine să se distreze cu cineva. Nu poți să stai la parti și să nu dansezi cu nimeni, că a băgat-o în seamă Mihai puțin pe HTG câteva zile. Nu, nu se poate așa ceva. Acolo, în casă, toți sunt egali. Trecutul nu contează, nu contează absolut nimica. Toți sunt concurenți, atât să-i statul lor în casă, concurenți. Nu are nicio importanță, nici că ai copii, nici că ai fost măritată, că ai fost însurat, că ce ai făcut, nu contează. Contează, ești concurent, stau toți în aceeași casă, deci nu e nicio problemă să se distreze, absolut nicio problemă. De aceea nu-l înțeleg prima, hai, ce cu gelozia asta absurdă? ce cu gelozia asta? Și am văzut că și ceilalți concurenți comentează despre asta. Păi normal, normal. Hai să vorbim și de Andreea cu Ionuț. El tot îi reproșează că de ce nu vii și tu la mine, numai eu să mă țin după tine. Chiar așa, de ce nu vine și ea după el? Sunt fete care au orgoliu, vorba de cum să mă duc eu după un băiat, dar ce importanță are că nu mai suntem în nevul mediu când doar bărbatul trebuia să facă presiuni. Poți să te duci și tu după ei să le de mână și să-l duci la poze, voia. Păi să facă poze și ia nimica. Are dreptate. Și până la urmă au discutat ce au discutat și până la urmă s-au împăcat, au început să râdă și am văzut că s-au declarat cuplu. Foarte bine, dar nu știu dacă îl place pe el cum o place el pe ea. Nu știu dacă e îndrăgostit de ea, dar oricum de fapt, o place. Și nu le înțeleg de ce o place, pentru că nu e o fată frumoasă. El îmi bea foarte frumos el, el, chiar îmi place. Iar uh, Cătălina și cu Vlad, nu știu, eu i-am văzut împreună cum se tachinează, cum vorbesc, dar arată ca și cum ar fi doi buni prieteni. Sau doi foști colegi generală de grădiniță, de liceu, cam așa ceva arată. Nu, nu îmi inspiră altceva, nimic care mi inspiră. Doi prieteni. Dar Mă gândeam că se declară și ei cuplu, nu s-au declarat. Nu s au declarat, au și spus. Au și spus că sunt doi buni prieteni. Ea parcă zicea că îl vede mai mult decât un prieten, mai mult decât un prieten, că în ce ar putea să-l vadă bărbat. Vă duc un copil lângă. Trebuie să mai copilărească, așa vă zicea. Până când se decidă să decidă să-și întemeieze o familie. e frumos el, el, e foarte frumos el, mie îmi place. Dintre toți băieții, preferatul meu. Dar nu în așa fel încât să, să căsătorească. Nu văd căsătorit. Bine ar fi să mă înșel, pentru că au venit la o emisiune matrimonială unde toți trebuie să iasă căsătoriți, sau cel puțin asta zice concursul. Chiar aș vrea să-l să văd pe văduți, și are de gând cu Să vorbim puțin de Alex și de Irina. Știți că la party s-au distrat, s-au sărutat, și a întrebat-o, parcă, Diana, v-ați sărutat pe gură și că-i bun și că iar râdea? Poate că băuse un pic mai mult, dar nu contează, la parte, doar lumea dea. E chiar bine, chiar bine. Apoi, ieri, duminică, adică zicea că regretă, așa părea, părea supărată că a acceptat prea repede. După aceea a devenit, a revenit, de fapt, la ideea că vrea să facă cu el un cuplu, apoi cine o mai înțelege și pe, pe, pe Irina asta s-au declarat asta e foarte important, dar el crede că, Alex, că trecutul lui poate să le... să fie un obstacol, așa zice el, din cauza acelei femei măritate, cu care a fost vreo trei ani, parcă, și că ea ar putea să se amestece în relația lui, dar nu văd de ce, de ce se amestece, are relații are copiii ei, cum adică să se mai amestece în relația lui? El așa crede că se amestecă și că i-a și spus că o să sune, că o să... Dar poți să schimbi numărul de telefon și că îl va deranja. Dar ce să-l deranjeze? Fiecare are dreptul să-și facă viața. Nu, dacă n-a mers, ne fac ce să meargă cu ea. Că ea era măritată, a fost o aventură, aventurile trec. Încerc și se termină. Iar nu pe Simona, zicea, s-a întrebat de fapt de ce Andrei a picat din top, pentru că, asta nu zicea ai asta cred eu, ea de asta a făcut cu el copilul, că era pe locul întâi. Pe locul întâi a fost și pe locul doi. De asta. Locul lui în top i-a plăcut, Ce să-ți placă de Andrei? N-are ce. Și vorbea cu fetele cum de a căzut din top și Sabrina, care e locul întâi, cu Sabrina discuta și o întreba cam cum e să fie pe locul întâi. E minunat să fii undeva într-un top. Eu știu ce bine mă simțeam când am fost mama săptămânii. Că mă invidiau celelalte. Bine, n-a fost scopul meu să mă fiu invidiată, pentru că eu nu învidiez pe nimeni. De ce? Și ce rotare. N-are Iar Roberto, Zicea că o place pe Hatice. Păi normal că o place. Și vorbea cu, cu, Carmina, parcă, da. Vorbea de ea. Vorbea de ea pentru că o întreba dacă o place, dacă... dar nu cred că e interesată ea de el. Ea nici nu a venit să se mărite. N-a venit. Ea a venit să facă cunoscută. Bogdan, Seracul a văzut parte, a văzut tot și a postat un mesaj mesajul spune cam așa, nu te pune niciodată într-o poziție în care trebuie să îți arăt cât de lipsit de inimă pot fi cu adevărat. Ce vrea să spună cu acest mesaj? El chiar a vrut-o pe Irina, dar a fost eliminat. Ce să facă? Ce să facă? Ce să facă dacă a fost eliminat? El îi devine, să știți. El îi devine, pentru că a dat înapoi când a vrut să-l sărute. S-a speriat. Așa sunt unii băieți slabi. Și am văzut că băieții au primit cadouri pentru Sfântul Valentin să dea la fete. Au primit ursuleți, mi se pare că Andrei nu a primit niciun ursuleț. Să vedem cum vor sărbători Valentine Day sau cum așa ceva. Sfântul Valentin, ce mai Valentine Day. Normal, noi ar fi trebuit să, să sărbătorim pe 24, dar și Sfântul Valentin, nu, n-am nu, nimic cu el. Și o să sărbătorim. Deci, Sfântul Valentin este foarte aproape. Chiar foarte, foarte aproape. Sau cum zic ei, Valentine Day, tot ei. Concurenții sunt foarte emoționați, mai ales băieții. L-am văzut și pe Roberto, după ce a petrecut la petrecere cu Hatige, că zicea, sunt îndrăgostit, ei, îndrăgostit. E și el a prins, să spunem, e un cuvânt potrivit, după ea. Pentru că ea arată bine, arată bine ca femeie, nu pot să zic nu, dar trecutul ei, caracterul, atât e frumos la ea, aspectul. În rest, nimica. Iar și Dani și Diana au fost la date, au venit și el zicea că e confuz, că nu știe ce să facă. Iar Dani e pus în situația să leagă între Denisa și Diana. Nu știu, să vedem pe cine o să aleagă. Ea a spus, au stat de vorbă, ea a spus că îl place și el a spus că vrea să o cunoască foarte bine, Pute ce doar pe Denisa. Cu toate că îmi pare rău de Denisa, o cunosc și e o fată extraordinară. Eu așa am părere despre ea. Eu am cunoscut-o ca o fată extraordinară. Nu știu, poate s-a schimbat între timp. Nu știu, dar mi-ar pare rău să nu-și găsească perechea nici în sezonul acesta. Și ce am putut să râd? În casa fetelor, pentru că au deschis cei din stafful și pentru o perioadă nu prea mare, cu toate că Părerea mea e că ar trebui lăsate deschise să se cunoască tinerii, dacă vor nunți la sfârșit de sezon. Dar staful se pare că are altă părere. Au făcut un task cu o sfoară. Au pus un scoci pe jos, așa ca o linie, și o sfoară. Unul într-o parte, unul într alta altă. Am văzut și fetele trăgeau de sfoară. Dar știi ce era greu? Era foarte greu să te menții în echilibru pentru că aluneca. Adică și cum poartă acum toată lumea. Chiar alunecă pe pardosela aia. Știu că am pățit și eu de câte ori am alunecat. Era săcat, dar nu, n-am crezut. Am văzut și pe Catalina cu Sabrina, a tras Sabrina, dar ce interesant a fost când a tras foarte tare de sfoară Roberto și Dani. Roberto mai grăsuț și a alunecat, a fost foarte comic cu alunecatul lui. Ați văzut ce comic a fost? Că n-ai cum când picioarele ți că n-ai cum să te ține echilibru. Și plus că Dani e și mai înalt ca el și are forță mai mare. S-a văzut deja, s-a văzut deja că are forță mai mare. Așa că a câștigat Dani. După aceea a mai fost, toți concurenții au participat și a câștigat și Dima. Au câștigat băieții câte un date cu fata pe care o alege. Bineînțeles că Dima o să leagă pe Sabrina pentru că n-are pe altcineva și oricum sunt în cuplu declarați. Dar Dani... Dani, pe cine oare o să aleagă pentru date? Pe cine o să aleagă Dani? Și până la urmă, Dani s-a hotărât. După o perioadă, nu imediat. S-a și el s-a gândit, a pus într-un balans să vadă ce și cum și a ales-o pe Diana la acest date. Ce face Sabrina acum? Asta vreau să știu. Dar Daiana spunea că nu se aștepta să o aleagă pe ea, chiar vorbea cu Andreea. Îi cerea un fel de sfat ce să facă, pentru că Daiana știe că Dani într-o relație, normal nu e într-o relație, într-o cunoaștere cu Denisa și că Denisa e geloasă sau orgolioasă, cum a spus ea, dar Andreea a spus, de ce să nu, de ce să nu se cunoască, că nu fac ceva rău, să să, cunosc, să se cunoască, se cunoască mai mult, mai bine apoi să vedem când o să fie acest date între ei doi și să vedem dacă o să evolueze ceva între ei. Dar ar trebui să le murească întâi cu Denisa, pentru că i-a promis că nu vrea altă fată decât pe ea, eu așa știu. Că asta am văzut, de fapt. Am vorbit cu ea până să intre Diana. Ei, asta e cu concurența și gelozia asta între fete, care a fost de când lumea și o să mai fie. Celălalt câștigător, Dima, pentru el e clar, se duce cu ea. Cu Sabrina, pentru că sunt în cuplu. Dar Dani. Dani a stat și s-a gândit și a cântărit posibilitățile, dar s-ar putea. Diana să nu vrea să se căsătorească, pentru că ea nu de -aia a venit. Nu de-aia. Denisa, da, Denisa chiar ar vrea să se căsătorească. Are 28 de ani și a mai trecut pentru căsătorie, a mai avut relații în sezonul 2 cu. și cuplu s-au declarat cu Cătălin. Dar știți, n-a mers din cauza mamei lui Cătălin, nu din cauza, cum am mai citit comentarii, că ea l-a părăsit, nu. Chiar Cătălin a recunoscut că nici o femeie n-a fost pe placul mamei lui, deci nici Denisa n-a fost. Spus că au mai avut și ei în emisiune cu ele două, adică discuție. Și după cum v-am mai spus, băieții au primit ursuleți. Vreau să mai dezvolt puțin subiectul. Au primit câțiva ursuleți pentru fete, bineînțeles, că doar nu le trebuie lor ursuleț, au primit ciocolată și scrisoare, chiar s-a dus Dima să mulțumească, a primit un ursuleț roz și ciocolată, zice el. Păi, acum cu Sfântul acesta Valentin, văd că asta merge. Și oricum, fiind în casă, ei sunt limitați, nu pot să facă ce vor. Dar trebuie staful să le organizeze toți, măcar cei care sunt în cuplu, cuplu cunoaștere, să-i scoate undeva nu e greu, i-a trimis pe cei din sezonul 6 în țări, prin Londra, prin Paris, da, măcar, se scoate undeva, la o cină romantică, doar pe cei care sunt în cunoaștere. Dar staful face ce vrea el, cum am tot spus și Andrei a primit, toți au primit, chiar erau așa de fericiți, să crească o atmosferă foarte plăcută, toți erau entuziasmați, ia uite ce frumos e ce... Așa, bucuria să citea pe fața lor, chiar mi-a plăcut foarte tare când i-am văzut cum se bucură. Păi sunt tineri, toți sunt tineri, foarte tineri. În acest sezon, staful a adus, parcă Andrei cel mai mare, a adus băieți foarte tineri. Până acum. Poate să mai intre băieți, poate să mai intre și fete, au intrat deja, a intrat Diana aceasta, să vedem cine o să mai intre. Au intrat și doi băieți, poate să mai intre o fată, dar n-a anunțat nimic de eliminări, ia să vedem. Să vedem ce o să se mai întâmple. Cam asta am avut să vă spun, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!